Așa vorbește Domnul poporului. Dacă ai prețui vremea aceasta la adevărata valoare, hai mine, Doamne. Dacă ai venit înaintea mea cu mulțumire, nu din obișnuință și nici de pe buze, zice Domnul, dacă ai venit cu cuvintele tale din adâncul inimii, chiar dacă tu zici că este o vreme grea, eu zic că este o vreme în care ți-a mai dat îndurare. Chiar dacă urica și o ascund, alții și o spun și alții și o arată, eu încă am lăsat o crotire, zice Domnul. Chiar dacă unii au întrebări și frământări și se întreabă ce va fi, eu încă te țin de mână și planul meu de mântuire încă înaintează, zice Domnul. Eu încă am rămas stăpân și eu stăpânesc pe pământ. Și nu mi-am schimbat, zice Domnul, îndurarea față de tine. În fiecare zi mi-o înnoiesc, zice Domnul. Dar iată, de multe ori tu vii și ceri putere, eu sunt gata să dau putere, torn putere. Și unii, vasul vostru, iată, este tulburat, este frământat și nu poate primi putere. La alții torn putere și ține puțin. Iată, dacă în vremea aceasta n-ai încredere, dacă în vremea aceasta te clatini, ce vei face în vremea care va veni? Căci dacă aceasta ți se pare o vreme grea, vine o altă vreme și aceea va fi cu adevărat grea. În vremea aceasta încă te poți aduna, zice Domnul. În vremea aceasta cerul este deschis. Rugăciunea ta, dacă este înălțată în sinceritate, urechea mea o aude. Mâna mea încă are putere, se întinde. Brațul meu nu s-o scurta, zice Domnul. Și dacă ai întrebări la care nu poți răspunde, zice Domnul, și nu găsești răspuns la oameni, pentru ce, zice Domnul, te tulburi? Stai liniștit, căci tu știi unde trebuie să ajungi. Nu te-ai pornit să moștenești pământul, te-ai pornit să te întâlnești cu mine, Domnul. De aceea e vremea de pregătire. E vremea să înțelegi că și privirea ta nu trebuie să fie în jos, nu în stânga, nu în dreapta, nu la oameni. Privirea sus, zice Domnul. E vremea să te uiți ce aduni, căci unii își fac planuri să adune pentru vremurile grele care zic ei că vor veni. Oare după socoteala ta vei putea să numeri zilele? Dacă aduni din cele trebuincioase pentru pământ, ce vei face cu ele dacă eu voi veni și îți voi încheia socoteala zilelor? Încă poți să aduni pentru cer, zice Domnul. Și eu vreau în vremea aceasta, pe lângă faptul că am puterea să vindec trupul, eu vreau să vindec sufletul, zice Domnul. Melaha naviel gobera dies. N-am înștiințat eu multe din lucrurile care le-ai văzut. Și totuși unii le-au pus sub semnul îndoielii. Iată, zice Domnul, vremea care vine e o vreme când trebuie să strângeți rândurile. E o vreme când trebuie să adunați și nu din cele care se risipesc aici, nu din cele care sunt trecătoare și pierd odată cu întrebuințarea lor. Adunați pentru cer, adunați pentru suflet, zice Domnul. Lehobea, adunați-vă odraslele și povestiți-le despre lucrările mele și spuneți-le că eu sunt un Dumnezeu puternic. Eu nu m-am schimbat, încă lucrez, zice Domnul. Spuneți-le că sunt un Dumnezeu bun, mă îndur de omul care mă caută, dar spuneți-le că sunt și un foc mistuitor. Și iată, zice Domnul, pe mine omul nu mă poate înșela, de aceea vreau sinceritate, vreau, zice Domnul, statornicie, vreau să nu te îngrijorez peste măsură, vreau, zice Domnul, să te încrezi nu cu gura, nu cântându-mi în casa aceasta, spunând cuvinte multe și apoi să mergi în corturile tale, să mergi în mijlocul neamului acestuia de oameni și să lași tulburarea, să lași amărăciunea, să lași frica să te copleșească, ci ceea ce spui să și trăiești, zice Domnul.
Căci iată, în vremea aceasta începe să fie din nou multă vorbă prin popor. Frică, temere, deznădejde. Și cei ce sunt cuprinși de aceste stări sunt o pradă ușoară pentru cel rău. Cel se încrede în mine, stă liniștit, stă în pace, căci eu sunt cel ce ocrotesc. Șolohomanabir valai dies. De aceea încă o dată ți se spune, uită-te ce adun. Uită-te ce adun. Și e vremea să aduni în pace, să aduni în bucurie, să aduni în nădejde. Și iată, eu, Domnul, sunt cel ce încă vreau să mai las în durare. Amin. Amin, așa vorbește.